Bine vă regăsesc. Continuăm cu seria greșelilor karmice și am ajuns la cei născuți în data de 6 sau 28, bineînțeles, a oricărei luni, nu contează. A doua natură a voastră constă în faptul că aveți tendința să nu fiți tocmai loiali partenerilor voștri și viața, după cum am mai spus, va veni să vadă dacă mai repetați greșeala sau nu, sau cum se spune altfel, dacă recidivați. Ei bine, aveți grijă la relațiile de cuplu, în sensul de adulter, în sensul de înșelat al partenerului. Înșelat poate fi considerat chiar și momentul în care partenerul vostru se simte trădat de voi sau înșelat de voi, nu necesită neapărat să fie o relație intimă cu o altă persoană, ci pur și simplu să vă puneți partenerul într-o situație în care el să se simtă trădat de voi. Cu toate că dacă stăm să ne gândim, nu? Voi cei născuți în 6 sau 28 aveți așa a doua voastră natură, știți foarte repede cum ați putea să faceți să vă trădați partenerul. Mai mult decât atât, în viața aceasta aveți toate șansele să vi se întoarcă roata, nu? Cum se spune, karma, până la urmă lucrurile se întorc. Așadar, vin și vă întreb, pentru că cei născuți în 6 sau 28 timp să aibă probleme în cuplu, tocmai datorită faptului că ajung ca în această viață ei poate chiar să fie înșelați, voi cum stați în relația de cuplu? Aveți o relație de cuplu? V-ați înșelat partenerul? Sau aveți tendința, gândul? Poate să fie și o înșelare la nivel emoțional sau înșelarea așteptărilor. Până data viitoare, spor la conștientizări vă doresc!